Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am zis să profităm în dimineața asta că lipsește Vlad, pentru că el, pe lângă faptul că e răcit, face și fasting, adică e într-o perioadă mai proastă, probabil de-aia și răcit. Așa, mă rog, că nu știu dacă au legătură una cu alta. Da, spun eu că i-a scăzut imunitatea, numai de pofte și de astea seara cu cât a avut de pătimici. Uite ce a pățit, a răcit, de-aia nu e bine totuși să slăbim accelerat. Așa. Și de-aia am zis să vorbim puțin în dimineața asta despre mâncare, că n-am prea mai vorbit în ultima vreme și vorbim tot mai rar despre mâncare. Și am văzut zilele trecute o știre care mi-a atras atenția, un mic studiu al unei aplicații de-astea de livrat mâncare. Și potrivit acestui studiu, românii rup pizzele, frate meu. Respectiv, anul trecut, numai pe o aplicație s-au livrat 5 milioane de pizza în total în România. Iar un ieșean a stabilit recordul cu 569 de pizza comandate într-un an. Tu ești ieșeanu? Mulțumesc, așa ești drăguț. Stai, mă, poate a comandat. Poate a comandat la birou. Și a comandat pentru mai mulți colegi. Da, mă, ok, dacă sunt 569 de pizze. Că dacă le-ar fi comandat singur, da, eu sunt. Plus, bine, aniversări, știi cum e. Da. Și adevărul e că, na, multă lume o arde pe pizza, că de asta s-a ajuns la cifra asta, la numărul ăsta, la 5 milioane comandate într-un an. Zice că vinerea și sâmbăta sunt zilele preferate pentru comenzi de pizza, ceea ce înseamnă că grosul este în consum weekend casnic, uh-huh, și nu la birou. 32%. Sau petreceri. Că știi cum e, te duci undeva, ai băut ceva, la, hai să comandăm o pizza. Poate fi și asta. E și adevărul că cel mai des când te vezi cu prieteni, că e și cel mai confortabil. Nu ai nevoie de tacâmuri, nu faci mizerie, mănânci pe cartoanele alea, le arunci, hai noroc. E, ideea este că minutul de aur al comenzilor pe această aplicație la capitolul pizza s-ar fi înregistrat în ziua de 20 decembrie la ora 11:57, deci pe 20 decembrie la prânz, înainte să se apuce de gătit pentru Crăciun cumva. Da, că era miercuri 20 decembrie. Păi da, urma Crăciunul. Ne apropiam de, mai erau 5 zile până la Crăciun. O fi comandat pizza de post. Că ca la un semn. Da. Cetățenii au comandat foarte mult pizza. Zice că s-a comandat în medie o pizza la fiecare 3 secunde și jumătate în acel interval. Bine, în fine, pizza se comandă și cred că e cel mai safe din multe puncte de vedere. Nu prea e ce să greșești la ea. Puține companii întârzie astfel încât ea să vină rece și să nu mai poată fi mâncabilă, ca să zic așa. Nici nu prea poate să o verse. O singură dată mi-a venit un tip, mi-a comandat pizza și mi-a venit cu ea invers. Practic tot ce era pe blatul ăla era lipit de carton. M-am dus după el. L-am prins, până jos l-am prins. Săptămâna trecută le-am luat copiilor pizza. Și așa. Venea Ștefan de la antrenament și am cumpărat pizza cu ridicare personală, că noi avem lângă noi acolo un sediu unui S-au pus strategic, au știut că ești acolo. De pizza, da. Da. Și zic, băi, Ștefan, fii atent, te duci și iei pizza. O să ai de luat două cutii de pizza, o să ți le pună într-o pungă. Tu punga nu ții ca pe sacoșă, le ții ca pe un platou cu două mâini, da? Uh-huh. Da, că zic altfel, da, măi, am înțeles. Și a venit cu măslinele separat. Și a venit, nu, a venit cu pizzele în ordine. Le-am luat, le-am scos. Când am desfăcut cutia, una era jumate, toată umplutura cursă pe cealaltă jumătate. Zic, ce faci? Pe ce am făcut? Le zic, nu ți-am zis să o ții cu două mâini? Zic, eu am crezut că m-ai pus crezut că trebuie să țină fiecare toartă a sacoșii cu câte o mână. Ok. Înțelegi? Bravo. A zis el. Ce să zic? Și a venit cu ea pilaf. În fine, cert este că, da, pizza este un preparat pe care îl comandă des lumea acasă, că e și mai complicat de făcut, că trebuie să încingi cuptorul. Dar ce nu comanzi niciodată? Ce nu comand niciodată? Da. Lucruri pe care, uite, paste nu comand niciodată. Am comandat eu de vreo câteva ori și vin reci. Pe asta. E foarte greu să vină, adică oricât de repede ar veni, uh-huh, iar pastele, ca să fie bune, trebuie să fie gătite al dente și să le mănânci repede. Că, repet, oricât de vreme ar sosi,
Și să zicem, nu știu, 20-30 de minute, suficient timp cât ele să se moaie prea mult. Și atunci nu mai au același haz. Deci ăsta ar fi un preparat pe care nu-l comand niciodată. Ajutați-ne, 0372069599. Hai să facem și noi sondajul nostru, să vedem ce comandați și ce nu comandați de la... livratori. Livratori. Uite, surprinzător de shawarma e bună. Așa. Că are timp să se întrepătrundă sosurile și componentele, știi? Și ce poți să comanzi fără niciun risc? Sushi. Dacă știi de unde să comanzi și știi, da, că e bun, acolo, da, nu prea are ce să se, exact, răcească, încălzească, da, și dar să strice. Dar sushi e scump. Nu, nu, nu. Stai așa puțin. Vorbim de ce poți. A, bine, păi așa poți fel de fel, da. Eu comand de obicei lucruri care fac deranj acasă. Cum ar fi burger. Uh-huh. Eu n-am mai făcut un burger acasă de câțiva ani. Făceam într-o perioadă. E nenorocire. Se face un fum, adică dacă folosești carne de care trebuie, mai grăsuț așa, se face un fum, un ulei, trebuie să stai să speli după aia 1000 de alea. E mult mai la îndemână în ziua de azi să comanzi burgeri care se și găsesc în fel de fel de variante și de foarte bună calitate. A venit și mesaje, uite, Călin. Călin ne spune că el nu comandă. Eu vă recomand o nevastă ca a mea și vă garantez că nu o să mai faceți comandă la niciun fel de mâncare. Gătește nevastă, mai mâncă și uimuțele ei și bumbun. Ha, o zi bună. Și bumbun. Da, și bumbun. Mulțumim, Călină. Da, mă, dar vezi, asta e o chestie personală. Na, nu poți de la caz la caz. N-ai ce să-i faci. Avem, cum era de așteptat, extrem de multe mesaje pe tema asta. Se comandă, într-adevăr, aparent, cel mai adesea pizza. Și ciorbe, apare foarte des ciorba între produsele comandate către firme de livrare de alimente, shawarma și mă surprinde că nu găsesc niciun măcar un mesaj cu mâncare chinezească. Dacă ți-ai aduce aminte, bine, acum câțiva ani înainte să apară companiile astea care livrează mâncare, se comanda... comandai doar la restaurantele care își livrau singure mâncare. Care aveau livrator. Și preponderent astea erau pizzeriile, evident, dintotdeauna a fost așa, și restaurantele chinezești. Și eram obișnuiți, când ne săturam de pizza, comandam de la chinezesc, ții minte. Urechi de lemn. Da. Cristi, bună dimineața! Bunici în copac. Bună! Bună dimineața, băieți, și sănătoși și grafnică pentru Vlad. Ce să zic, nu sunt un tip care comandă tot timpul, rar când nu, și în general pizza comand, dar prefer să fac pizza acasă, mi este foarte, foarte bine și o prepar destul de repede. Uh-huh. Pe de altă parte, n-aș recomanda acele mâncăruri care trebuie totuși temperatura să rămână acolo undeva ca să fie plăcută. De pildă, pentru mine ciorbele nu le-aș recomanda. Și bine, și datorită chestie că soția face niște ciorbe bune. E adevărat, dar ciorba poți să o reîncălzești acasă. Și... și știi ce se întâmplă pentru oameni care sunt singuri sau care sunt doar doi, n-au o familie suficient de numeroasă? E destul de contraproductiv să faci ciorbă, că ciorba trebuie făcută în cantități măricele. Și na, cât mai bine comanzi o porție, două, decât să faci o dita mai oala de ciorbă pentru o persoană sau două. Mulțumim, Cristi. Ia să vedem, mai avem un mesaj aici. Eu zic că mămăligă, nu poți să comand niciodată la livrator. Nu are cum să iasă așa bună ca acasă, mai ales dacă stai la țară și poți să o faci la foc de lemne. E, bine, bravo, asta e deja fiță cu focul de lemne, dar acum, de când ai făcut mămăligă cu mălai de ăsta nou, ăla de gata în 3 minute? Da, mă, doar îl pui și îl scoți. De nes al mălaiului. Eu înțeleg principiul, jur. Eu prima oară când am văzut, înainte mă învățase mama să fac mămăligă și turnam mălaiul în ploaie, și stăteai și el se fierbea. Mamă, dacă nu amestecam, dă-mi cădea mâna de număr, ești nebun, să nu facă cocoloașe, să... Era chinul de pe lume. Și acum a apărut ăsta tip Nes. Aha. Îl pui, dai de două ori de-n lingură, hai noroc, e gata mămăliga. Bă, și adevărul e că la început am fost reticent. Zic, hai mă, că e prosteală, n-are cum. Nu poate să iasă. Nu e la fel de bună, categoric. Mă, dar nu-i nici rea. Și mai ales dacă o mănânci cu brânză și smântână, care atenuează mult din gustul original al mămăligii, îți faci treaba foarte bine. Ce-a eu prefer pe asta de să o fac instant. Normal că o prefer, că e mult mai lejer, da, și durează, după cum scrie și pe aia, 3 minute. Hai maxim 5. Jumătate de oră, 40 de minute, cât fierbeam la mălaiul ăla de clasic. Nu mai zic de țară, că la de țară deja era nenorocire. O oră lua să faci o mămăligă. Deșteptarea
cu Vlad, George și Luca la Europa FM.